convins că nu s-a întâmplat ceva și că și-a respectat și programul de recuperare indicat de către medic. Ei sunt bine și speră ca să revină din retur. Ne dorim cu toții să se întâmple acest lucru. În iarnă, după cum spunea și domnul Pădureanu într-o emisiune și în mai multe interviuri, se va încerca aducerea a câțiva jucători care să ajute mult echipa. Răzvane, din punctul tău de vedere, echipa sau lotul gloriei, vorbind de prima echipă în acest moment, poate emite pretenții mai mari decât salvarea de la retrogradare, în sensul că ne putem clasa cu echipa asta undeva mai sus de locul 14? Obiectivul nostru, hotărât prin adunarea generală și prin Consiliul Director, este locul 10. Atâta timp cât acești jucători au fost aduși la echipă, bineînțeles că noi trebuie să ne facem treaba cu ei. Acum, în orice activitate sunt sincope și odată merge mai bine, sunt suișuri și coborâșuri. Noi acum deja suntem pe o pantă ascendentă și bineînțeles că vor veni și rezultatele. Și cu jucătorii care avem, plus ce o să mai aducem, o să ne îndeplinim obiectivul și nu o să avem emoții cu vis-a-vis de problema retrogradării. Răzvane, dacă îmi permiți, o să dau câteva detalii despre clasamentul Ligii 1. O să vorbesc mai mult de zona de jos a clasamentului, pentru că acolo ne interesează pe noi mai mult. Începem cu locul 10, Pandurii, 16 puncte, locul 11, Oțelul, 15 puncte, locul 12, Internațional Curtea de Argeș, 15 puncte, locul 13, Craiova, are 14 puncte și apoi, atenție, locul 14, Poliaș, 14 puncte, locul 15, Astra, 13 puncte, Alba Iulia e pe 16, Gloria e pe 17 cu 9 puncte, Alba Iulia joacă în această seară cu Steaua și are 10 puncte. Și Ceahlăul cu 9 puncte, dar un golaveraj mai slab decât Gloria, tocmai acesta este motivul pentru care am părăsit ultima poziție și uite că pentru a părăsi ultima poziție a fost nevoie de o perioadă 5 etape fără înfrângere. Da. Păi, dacă reușeam să legăm două victorii. În loc de două egal. Da, acasă și în deplasare. Dacă le legam, urcam cel puțin 4-5 poziții. Cu Gazul și cu Steaua? Sau nu știu cu care. Cu Gazul și cu Pandurii, cu oricare dintre aceste echipe noi am condus. Și cu Gazul am condus 1-0. Și se putea și cu câștiga, da. Da, erau, dar nici rezultatele care le-am scos nu sunt de neglijat, pentru că am adus niște puncte. Dar cu două rezultate legate, sau chiar acum, meciurile care urmează, automat ne-a săltat, pentru că este un calup de 5-6 formații care le desparte un punct două și nu e. Atâta timp când ne menținem acolo lângă ele și nu se face o diferență mare, sunt șanse foarte mari să ieșim. Și la finalul turului putem să fim deasupra zonei retrogradare. Da, victoriile ar ajuta o foarte mult pe Gloria în acest moment, deoarece echipele sunt despărțite atât sus în clasament cât și jos de puține puncte. Vine meciul cu FC Brașov, care e vital, vorbesc de meciul de campionat de la Bistrița, și apoi două deplasări. Da, Urziceni și Poliaș. Urziceni și Poliaș și ultima etapă cu Rapid București. În 12 decembrie cu Rapid București la Bistrița. Deci două meciuri mai avem la Bistrița cu Brașovul și cu Rapidul. Și două deplasări. Două deplasări lungi și grele. Da, va fi greu, dar totuși Urziceniu, mă rog, în ultima vreme ne-a cam bătut și la Bistrița și la ei, dar cu Poliaș se poate obține chiar o victorie, dacă ne gândim la jocul echipei și la moralul jucătorilor din ultima perioadă. În primul rând trebuie să abordăm meciul de la Bistrița cu Brașovul, să încercăm să scoatem un rezultat bun și după aceea să vedem ce facem la Iași și la Urziceni. Dar și la Iași și la Urziceni mergem să câștigăm. Și la Iași și la Urziceni. Urziceni nu e o echipă foarte bună, e de top, dar am mai pierdut puncte acasă și noi putem să îi împiedicăm. Având în vedere că ei joacă și în Champions League
Și s-ar putea să fie mai obosiți. S-ar putea să fie mai obosiți, s-ar putea să nu fie conectați la partida de campionat cu noi, să-i prindem într-un moment mai în care sunt mai puțin concentrați și să încercăm să aducem puncte. Mai ales că meciurile jucate de echipele românești în cupele europene nu prea au legătură cu meciurile din campionat sau rezultatele din Champions League nu prea au legătură cu rezultatele din Liga 1. Răzvane, uitându-ne puțin pe programul ultimei etape, parcă puțin ne-au ajutat și alte echipe. Astra a pierdut cu CFR-ul la Cluj. Clujenii au învins cu 1-0, chiar dacă au jucat cu 10 oameni, în 10 oameni o repriză. În această seară, Steaua ne poate ajuta puțin dacă o bate pe Alba Iulia. Ce să zic, Gazmetan Poliaș 2-1 și ăsta e un rezultat care un pic ne ajută. Iașu era mai jos decât Gazmetan. Ceahlăul Vaslui 0-1. Da, asta e un rezultat care ne-a ajutat, da. Da. Așadar, depinde în primul rând de noi ce rezultate obținem, dar depinde și de restul rezultatelor. În prima parte a campionatului, Gloria le-a ajutat pe celelalte și nu s-a ajutat pe ea deloc. Da, așa s-a întâmplat. Însă, acum și rezultatele ne-au ajutat, rezultatele celelalte ne-au ajutat. Singurul rezultat care nu ne-a vrea ajutat în etapa trecută e victoria Craiovei la Internațional, nu? 1-0, Internațional, da, da. Curtea de Argeș. Craiova era la 11 puncte, acum a făcut 14. Da. Așa e. Da. Dar oricum, suntem aproape de ei. Cu două victorii, cu două rezultate pozitive, cu 6 puncte aduse, deja săltăm câteva poziții și altcumva privim finalul de campionat, finalul de tur. Absolut. Și mai ales că echipa, după cum spunea, este pe o scară ascendentă, rezultate pozitive, jucătorii nu mai sunt blocați psihic, nu mai au acea teamă că suntem pe ultimul loc sau suntem într-o situație penibilă și aproape retrogradați, că la început era panica asta puțin instalată în era, vestiar. Era și comentariile din afara, din lumea sportului ne dădeau ca și retrogradați, însă nu putem să concluzia asta putem trage doar la final, în ultima etapă. Dar până atunci noi nu. Și noi suntem optimiști. Nu avem un lot cu care să putem să ne considerăm retrogradați. Avem jucători de valoare, avem jucători care au jucat în Liga 1, au experiență, nu se pune problema de retrogradare. Rezultatele o să vină, însă normal că suntem ca un motor diesel, ne-am pornit mai greu. Până intră turbo. Când intră și turbo, nu o să ne mai ajungă nimeni. Da, și important este că avem și oameni cu experiență. În primul rând mă refer la domnul Halajan, care știe să se ocupe de echipă, de jucători, de moralul lor, de comportamentul lor, de atitudinea lor. Bineînțeles, sunt oameni cu experiență la nivelul și conducerii tehnice și conducerii clubului, oameni care au zeci de ani în lumea fotbalului, sunt echilibrați. Noi, poate cei mai tineri, am avea anumite reacții și am sărit mai repede, dar este și o vorbă că cine nu are bătrân să-și cumpere. Noi avem bătrâni, o să învățăm de la ei multe. Domnul Halajan are experiență, domnul președinte, nici nu mai trebuie să mai spunem câtă experiență are și știe foarte multe și dacă spune că nu o să